Prieteni, astăzi am să vă pregătesc o rețetă de o să spuneți mâine ce mănânc, tocană, poimine, tocană, răspunde, tocană. De ce? O să pregătim împreună astăzi o tocană de cartofi, făcută la nivel de artă, îi spun eu. Adică o ducem un pic într-o altă sferă. O sferă, așa, a la Chef Cezar. Ingredientele noastre sunt rădăcinoase de toate felurile, morcovi, păstârnac, ceapă, usturoi, cartofi, evident, tocană de cartofi, suc de roșii, o roșie mai bine făcută, o să vedeți de ce, verdeață, evident, ceva zahăr, pentru că o să o caramelizez, și pentru jumări, piept de purcel. Prima dată o să-mi pregătesc un strat de grăsimică, nu pentru mine, o să pregătesc ceva, un soare, pentru tocană. Și o să încep să pregătesc jumările. Tăiate cuburi frumos. Apropo de jumările de purcel pe care le pregătesc acum, eu când pregătesc jumări, vin cu puțin usturoi de la început, doar atât zdrobit, pe care îl așez în tigaie când începe deja să sfârie grăsimea, deci să se fi topit grăsimea, pentru un plus de aromă. Deci simplu, tigaie, fierbinte, pieptul de porc, usturoi și foarte puțină supă. Supă pe care am pregătit-o doar din cozile de la pătrunjel și nimic mai mult. O să pun un praf de piper și foarte puțin oregano mărunțit. Cât timp se pregătesc jumările, eu am să încep și imediat am să tai ceapa, usturoiul și rădăcinoasele. Ceapa o tai pe știșori. Usturoiul la fel am să-l zdrobesc și las aici cu ceapa. Am să mai păstrez puțin usturoi și pentru final, pentru că am să presar pe deasupra, pe lângă verdeață, și usturoi tăiat foarte mărunt. Uite-te că suntem aproape gata cu jumările. Au un gust demențial, deci îți vine să mânci ca tare. Nici nu o să le rumenesc mai mult de atât. O să le dau deoparte. Și în tigaia asta am să mă apuc să rumenesc celelalte ingrediente, legumele. Miroase a Crăciun aici, vă zic din start, ca să ne înțelegem cam care este atmosfera aici. Nu e Crăciunul, dar pe bune, n-ai cum, jumările de purcel. Jumări de purcel. Grăsimica aici avem. Foc din nou. Și încep cu prima dată ceapa și usturoiul tot așa zdrobit în cămășuța lui și imediat o să pun rădăcinoasele, adică morcovul și păstârnacul, pentru că asta se gătesc mai greu. Tăiate cuburi. Păstârnacul, la fel, și el cuburi. Nici nu uita, când tai păstârnacul, prima dată îți faci baza de tăiere ca să nu-ți alunece cuțitul, valabil și la morcov, la absolut orice. Încă puțin oregano și aici. Câteva grăunțe de sare, fulgi de sare, puțină supă. Dacă în wokul ăsta teflonat am rumenit și am pus repede jumările, am făcut jumările acolo, pasul următor o să fierb într-o crăticioară, dar tot aici, în wok, n-am să-l dau deoparte, o să caramelizez zahărul și o să dau practic gustul final al tocănii și o să vedeți. Stați aici, repede, pentru că asta facem la True Food. Vorbim lucrurile clar, explicit, de așa natură, încât n-ai cum să te îndrăgostești de noi. E vremea să pregătești cartofii. Am să tai niște cuburi nu foarte mari, dar nici foarte mici ca să se sfărâme în tocană. Deci îi tai niște cuburi potrivite, ar spune bunica. Am gustat un morcov să văd cât de bine sunt pătrunși. Mai avem de așteptat ceva minute. Grija mare este să nu lăsați morcovul nefăcut și păstârnacul prea bine făcut. De asta vă rog să controlați cu grijă gătirea rădăcinoaselor. Următorul pe listă la ingrediente este ardeiul gras pe care am să-l tai cuburi.
N-am să pun nici foarte mult ardei gras, pentru că risc să dau un gust totuși prea puternic de ardei gras și să acopăr celelalte arome. De aceea am grijă să fiu ponderat și la ardeiul gras. Uite aici, da? Bun, cât se pregătesc celelalte legume, eu am să-mi pregătesc ingredientele pentru salată. Pentru că am decis să servesc lângă tocana mea o salată cu dressing de gutui. Un dressing de gutui pe care îl am de la Iceberg este, cred că, cea mai bună alegere pentru tocana asta, pentru că am nevoie de un pic de aciditate, dar o aciditate blândă. Și tocmai de asta am ales dressingul ăsta cu tocai. Pentru că am nevoie de aromele vinului tocai și totodată de aciditatea pe care o găsesc aici de la piureul de gutui pe care l-am în plicuri. O să pun așa, salată de la Iceberg și am ales selecția salată chef, ardei gras copt, jalapeno, câteva grăunțe, foarte puțină sare și un pic de ulei de struguri. Și cam asta este și să vedeți cât de bun o să fie. Când văd culoarea asta la legume, este clar că textura lor este exact cum mi-o doresc, da? Trebuie să fie legumele ușor crocante. Acum vin cu cartofii. Cartofii. Restul de supă. Grijă, nu adaugi nici foarte multă supă, pentru că dacă ai pune, o să fie, hai zicem, un mediu mult prea lejer pentru fierberea cartofilor și vor avea tendința să se sfărâme. Și atunci, practic, îi acoperi aproape, că nu i-am acoperit cu supă, pun capacul și las să fiarbă. În momentul în care sunt fierți cartofii, am să pun peste sucul de roșii caramelizat cu zahăr. Hai să vezi cum arată asta. O să te întreb ce-mi vine mie de am pus zahăr caramel în tocana asta. Păi sunt două aspecte. Unu, gustul ăla suav și plăcut de caramel și doi, corectez aciditatea sucului de roșii sau roșiilor în bulion, depinde ce pun în tocană. La mine, în cazul de față, roșii în bulion. Îi corectez un pic aciditatea, că oricât mi-aș dori o conservă de bulion, nu este niciodată ca roșia proaspăt tăiată din grădină. Zahăr caramel, uite aici. Un caramel blond și pun roșiile în bulion. Tot în roșiile aici caramelizate cu zahăr, am să pun o parte din verdeață și foarte puțin usturoi tăiat mărunt. Deci gustul, o să-l vedeți, este sublim. Niciodată la o tocană, sau cel puțin eu, n-am să vin doar cu mărar sau doar cu pătrunjel. De ce? Pentru că fiecare are aroma lui distinctă, gustului, și atunci încerc să le combin, să vin cu două gusturi fantastice. Mai mult decât atât, grijă mare, ca și la ciorbă, ca la orice preparat pe care îl faci, nu adaugi verdeața în momentul fierberii. Verdeața se adaugă de fiecare dată. Dat creața la o parte, că nu mai am clocot. O las să se liniștească un pic, după care pun verdeața, așa încât toate aromele să ducă frumos și să rămână în preparatul respectiv. Pregătesc verdeața finală pentru rețetă, deci pentru că o să am nevoie de pus verdeață și la final, când e gata toată tocana. Chiar dacă îți se pare o cantitate mare de pătrunjel și mărar, eu spun că da, este, dar tocana am să o gratinez. Și înainte de gratinare, am să pun o mică parte din verdeață în tocana, ca să completeze aromele. Și o să vezi. Stai, zic că e o rețetă elaborată, e o tocană ridicată la un alt nivel. Cartofii sunt aproape fierți. Am să vin cu un plus de sare. Oregano. O parte, doar o parte din jumări.
Restul, ce credeți să fac eu cu restul? Le dau la echipă, pentru că nu e așa. Nu pot să mănânc de unul singur. Cu toate că încerc. Deci toate jumările au intrat aici, cu tot usturoiul pe care l-am avut la rumenirea lor. Și acum iau tocana, o mut în vasul mare, amestec bine, deci aici ce am avut, sucul de roșii caramelizat. Așa cum îți spuneam, o parte din verdeață. Așa cum este, am să-l pun la cuptor, însă nu înainte de a adăuga peste roșii tăiate subțiri, roșii felii, da? O jumătate de oră la 190-200 de grade Celsius. Să spui, mamă, ce temperatură! Da, da, vreau să fiarbă cum trebuie. Practic, roșiile pe care le-am pus deasupra vasului au rol de capac și totul o să fiarbă înăbușit. Când sunt roșiile gratinate, e clar că și tocana mea este gata. Dar cine nu e gata, îl iau cu lopata și mă apuc să îmi pregătesc restul de ingrediente pentru salată. Prima dată am pus un pachet de sos, de dressing, tocai cu gutui, exact gutuia aia pe care o vrei acolo. Și am ales de data aceasta chef salad. Un mix cu frize, cu sfeclă roșie, cu semințe de dovleac, care se potrivește de minune. De fapt, asta mă bucur la Iceberg, că îmi dă posibilitatea să aleg dintr-o gamă foarte largă ceea ce îmi trebuie mie. Și vă mai spun, nu e un secret, dar noi șefii, în general, alegem Iceberg ca și brand de salată, pentru că știu ei ce să pun în pachet. Mai pun încă un pachet deasupra. Ardeiul copt cu jalapeño. Amestecăm delicat și foarte puțin, mai bine eu cu un pic de ulei de măslin. Sarea, la final, o adaugi pe fiecare salată. Nu contează ce tip de salată este, dar asta e foarte important, la final. De ce? Să nu se oxideze. Așa, și așa cum ți-am zis de la început, păstrez pătrunjel, mărar și usturoi mestecate împreună și ele vor desăvârși această operă de artă. Miroase într-un mare fel. Păi, într-un mare fel sunteți și voi, că sunteți alături de noi de True Food. Cu siguranță că este o rețetă pe care o să o povestiți voi și bunicii voastre, pentru că, vă spun, gustul este sublim. Sublim sunteți voi, până la urmă, pentru că sunteți alături de noi. Aici, la True Food. True Food. True Life. True Passion.